Vremea este în continuare rece, dar ninsoarea s-a oprit, astfel că în această dimineață s-a reluat circulația pe autostrada Soarelui pe tronsonul Constanța-Fetești. De asemenea, canalul Dunăre-Marea Neagră este din nou funcțional pentru manevre fluviale după ce în prealabil a fost închis între kilometrii 0 și 15. Toate drumurile județene au fost redeschise traficului. Aeroportul Mihail Cogălnicianu este și el deschis, la fel ca și toate porturile maritime. Noaptea trecută, din cauza intemperiilor, mai multe localități au rămas parțial fără energie electrică. Pene de curent s-au semnalat la Tuzla, Gura Dobrogei, Viroaga, Cotu Văii și Sibioara. De asemenea, un elicopter smurd a fost solicitat în localitatea Izvorul Mic la un bărbat care suferea de insuficiență respiratorie. Intervenția a fost reușită, fiind pentru prima oară când serviciul de urgență desfășoară un zbor în condiții de ninsoare. În ultimele 24 de ore, echipajele de la dezăpezire au intervenit pentru deblocarea 33 de autoturisme care au rămas blocate pe șoselele din județ din cauza zăpezii. Polițiștii de la rutier au fost și ei în alertă, aplicând un număr de 12 sancțiuni pentru abateri de la regimul rutier.